Bine ați venit! Ne bucurăm că ați venit în număr așa de mare. Vrem să vă mărturisim că am organizat acest eveniment pentru a aduce picătura noastră de cinstire pentru cei ce au murit pentru Hristos și neamul românesc. Pentru aceasta am încercat să adunăm mai multe evenimente într-unul singur. Lansarea a două cărți. Vom vorbi pe rând despre ele. Ne-am bucurat. Ne bucurăm să avem în mijlocul nostru câțiva din supraviețuitorii temnițelor. Unul este alături de noi, este domnul Ilie Tudor. Alții câțiva sunt în sală. Vor vorbi și ei pe rând. Evenimentul este prilejuit de apariția cărții Martiri și Mărturisitori Români din secolul 20, scrisă de Fabian Seche. El este alături de noi și va vorbi un pic despre carte. Prefața cărții este scrisă de domnul Ilie Tudor. Cartea cuprinde foarte mulți din cei din temnițe. Pentru a intra în uitam să vă spun că la un moment dat vom prezenta un film cu mărturia câtorva supraviețuitori despre unele aspecte, despre poezia din închisoare. Îl rog pe Fabian să prezinte din cartea. În primul rând, vrem să spunem că lupta împotriva comunismului, acest regim ateu, a avut un substrat profund spiritual. Lupta împotriva răului, de care spune și Sfântul Apostol Pavel, că nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Deci, lupta aceasta împotriva comunismului, care a fost dusă în mare măsură de către această școală spirituală, care a dat majoritatea sfinților închisorilor comuniste, dar și înainte, mișcarea legionară, a avut un substrat profund spiritual și creștin. Și creștinismul este temelia acestei școli, despre care chiar capitanul spunea, dacă la începutul ei va intra un om, la sfârșitul ei va trebui să iasă un erou. Nu se poate face o antiteză sau o competiție între biserică, între valorile spirituale și mișcarea legionară, pentru că nu este vorba de o competiție, ci, așa cum spun doctrinarii ei și mari trăitorii care au trecut prin temnițele comuniste, mișcarea aceasta a dat sfinți în mare măsură. Și Părintele Liviu Brânzaș spunea în cartea lui că nu este pentru prima dată când constat că a te declara un creștin desăvârșit echivalează cu a te declara legionar. În această carte sunt tratate lucruri și înainte de comunism, dar pe scurt, n-am insistat, despre masacrele ungurești care au fost în Transilvania și despre creștinismul mișcării regionale ca și cadru de formare a viitorilor sfinți ai închisorilor comuniste. Numai așa se explică cum în închisorile comuniste cei mai buni creștini au fost aceștia.
Și sunt tratate mai multe lucruri despre mișcare, despre toate aspectele, mistica legionară, violențele așa zisele, violențe și toate minciunile care se spun la adresa ei. În continuare, e o listă de peste 100 de nume. Sigur că nu se poate face o enciclopedie și scopul n-a fost acesta de a-i trece pe toți, că nici nu se mai știe și a meritat fiecare câte o carte. Dar pe cei despre care am avut date și pentru că timpul a fost destul de scurt, n-am putut să cuprind o mulțime foarte mare, se poate în viitor să se reediteze. Niște biografii pe scurt ale celor care au trecut în închisori. Și apoi, spre sfârșitul cărții, un capitol despre închisorile comuniste, în ordine alfabetică, cele mai mari închisori din țară, prezentarea lor, istoric și anumite fapte care s-au petrecut specifice lor și niște anexe, care, niște documente inedite ale unora care au suferit. Așa cum spunea un părinte, toată această suferință care a fost nu a fost dintr-un spirit de aventură, ci din conștiința datoriei, din conștiința jertfei. Fiindcă orice creație de valori are la temelie jertfa. Fără jertfă nu se poate face nimic. Și acești oameni cărora le datorăm toată recunoștința noastră și putem spune viața și libertatea actuală merită să fie cunoscuți. Sunt mulți care nu, poate n-au cu ce să trăiască sau nu sunt cunoscuți de majoritatea dintre noi și am cunoscut dintre aceștia și este de datoria noastră să îi cercetăm, să facem atât că ne stăm putință, să-i cunoaștem și să-i valorificăm pentru viitorul acestui neam și pentru noi înșine, să ne întâlnim și noi în lupta împotriva acestui rău care este și acum. Sper să fie de folos și de mântuire. Mulțumesc! Rugăm pe Ionut Șolea să prezinte cealaltă carte, Poeți după gratii. Ionut, te rog. Doamne ajută! Vrem să vă asigurăm că va fi o seară foarte dinamică și nu o să vă plictisiți. Mă bucur că sunt tineri aici în sală. Mă bucur că sunt bătrâni aici în sală. Mă bucur că sunt bătrâni și că sunt tineri, deoarece noi tinerii avem nevoie de repere, ca un călător care merge pe drum și întrezărește înainte de cotitură, parcă o umbră, știind pe unde să meargă. Nu este totul atât de dramatic. Oamenii ăștia au trecut prin experiențe cumplite ca să fie mărturie că un om omenos, un om bun, un creștin, poate să existe. El există și noi putem să ajungem niște creștini buni. Ei sunt mărturia că noi putem în viitor să fim niște oameni cu onoare și cu credință în Dumnezeu, respectând și omul și învățătura lui Dumnezeu. A apărut un volum care se numește Poezi după gratii, o reeditare de fapt a unor alte volume de poezie din închisoare, care au apărut cu mult timp în urmă, într-o ediție destul de limitată. Era nevoie ca această comoară de mare preț, și nu încerc să supralicitez cuvintele,
dar cu adevărat asta este o comoară de mare preț, trebuia să apară, pentru că noi, cei de acum, avem nevoie de aceste poezii. Avem nevoie de aceste poezii pentru că ele nu sunt create la o masă de scris. Sunt create în mijlocul evenimentelor. În mijlocul evenimentelor sufletești. Ele sunt ca un... Ei au fost niște reporteri la fața locului. Sunt niște transmisiuni directe ale emoțiilor și ale sentimentelor pe care ei le-au trăit acolo, atunci. Povestea cineva că aceste poezii nu puteau fi regândite, reașezate, revăzute, pentru că erau scrise în memorie. Era ceea ce în acel moment sufletul aflat în suferință sau în aflarea lui Dumnezeu putea să dea mai bun. De aceea sunt un fenomen unic, nu numai în istoria literaturii, dar în istoria creației umane. A fost o explozie. Avem două comori ale închisorilor din punct de vedere al creației artistice, foarte importante. Pe de o parte memoriile și pe de altă parte poezia. Memoriile au fost scrise cu oarecare degajare sau detașare după ce respectivii trecuseră prin închisori și relatează cu oarecare lejeritate evenimentele care au fost atunci și la intensitatea la care mai puteau fi povestite în fața unei foi de hârtie după ce ai trecut prin asemenea experiențe. Pe când poezia are acest aspect unic al faptului de a fi scrise în momentul în care toate acele fapte se petreceau. Ele sunt spuma, mustul efervescenței sufletești și ale dinamismului unei vieți sufletești foarte intense. Poezia, spunea cineva că este scrisă pe cruce, poezia din închisoare. Este o poezie scrisă pe cruce. E o metaforă extraordinară. Poezia din închisoare este o poezie specific românească, nu o găsim nici în gulagul sovietic, nu o găsim nici în închisorile naziste, cel puțin nu atât de proeminent, nu ca o preocupare cu totul deosebită a tuturor aproape celor care erau în închisoare, chiar dacă nu creiau, ei învățau poezii. Pentru că era o formă de existență sufletească, era o formă de a te sustrage imediatul, a ceea ce ți se întâmplă acum în imediat și a ieși în afară. O să vă întrebați poate de ce vorbesc cu atâta efervescență ca și cum aș fi fost acolo. N-am fost acolo, dar cu entuziasmul tineresc am încercat, pe cât se poate, păstrând proporțiile și bunul simț, să mă conectez la acea realitate prin creația de poezie. Niciodată un act de cultură nu a fost atât de asumat și de profund. Ce înseamnă a fi fost asumat? Adică oamenii aceștia aveau nevoie de poezie. Nu era o poezie făcută de dragul literaturii sau de dragul formei sau de dragul scriturii, ci era o formă de expresie, o formă de existență. Părintele Iustin spunea că poezia este una din minunile care s-au petrecut în închisoare. De ce minune? Pentru că ea salva suflete. Pentru că ea ducea mai departe un mesaj prin care oamenii pe care îi vedeți și printre noi puteau să meargă mai departe încă o zi, încă o clipă. Unele vorbeau despre durere, altele vorbeau despre familie, altele vorbeau despre libertate, altele despre frumos, altele despre dragoste. Toate purtau un mesaj care trebuia să ajungă și care îi făcea pe acești oameni să fie una într-o oarecare măsură. Vedeți că specificul ortodox este această comuniune, acest toți care au fost acolo pe cruce și au sumat-o împreună. Părintele Liviu Brânzaș spunea că erau ore de împărtășire poetică. Ore de împărtășire poetică în care cei de acolo reușeau o legătură fantastică de ordin spiritual. Chiar dacă nu erau toți de față, prin calorifere, prin morsele care treceau, care zguduiau celulele și pereții celulelor de poeziile lui Gir, Ciurunga și Crainic,
și mulți alții care au fost acolo, pentru că acolo au fost nu numai acești poeți foarte mari, ci toți au încercat, mulți au încercat să spună ceva, să transmită ceva. O să vă povestesc în încheiere un episod povestit de doamna Iulia Coșeriu, ca să înțelegeți ce însemna de fapt poezia pentru cei din închisoare. În momentul în care mai venea un lot din afară, un lot nou de deținuți, toți se duceau la ei și căutau să vadă ce aduc nou, ce poezii noi aduc aceștia, ce știu ei nou și nu, încă nu se, nu intrase în spațiul temnițelor. Și îmi spune că doamna Iulia Coșeriu, știind că peste două zile avea să vină ziua uneia dintre deținute, s-a dus la o altă deținută care venise de curând și despre care auzise că adusese cu ea o nouă poezie a lui Gir, a lui Radu Gir, s-a dus la ea și i-a spus: draga mea, te rog mult de tot, păstrează această poezie încă două zile, învață-mă ca să o știu pe deasupra și ca să o pot face cadou de ziua ei cuiva. Asta era poezia din închisori. Poeziile se învățau așa cum se învăța Evanghelia, trecând mai departe emoția spirituală a acelui moment. Vă îndemn să luați această carte pe care o găsiți și la un preț foarte accesibil și dați-o mai departe, pentru că e ceva extraordinar. Vă mulțumesc! Acum o să vizionăm împreună momente de mare emoție sufletească, un film de 25 de minute. Nu o să vă plictisiți, vă avertizez și vă ameninț din nou că nu o să vă plictisiți. Este un film montat cu înregistrări făcute cu mai mulți foști deținuți politici, aici doar despre poezia din închisoare. Fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră se poată spune la sfârșitul vieții, așa cum spunea domnul Totoescu, împreună cu poetul Radu Gir, n-am renunțat la acest vis. Astăzi vom vedea visul domnului Ilie Tudor și la ce nu a renunțat el până astăzi. O să stăm la taclale cu domnul Ilie Tudor. O să ne povestească viața dumnealui, de când era mic și până a ajuns mare. Vă mulțumim, domnul Totoescu, și tuturor care sunteți în sală, domnul Drăgoi, Dimitriu, că n-ați renunțat și că v-ați întors. A fost foarte important că v-ați întors. Acum o să intrăm în viața domnului Ilie Tudor, începând cu lucruri și amuzante, având un crescând al vieții dumnealui, de când era în satul natal. Vă întreb, domnule Ilie Tudor, cum era așezarea satului de atunci? Cum erau oamenii? Oamenii întotdeauna au fost și au rămas oameni. Cei care trebuiau să rămână oameni, au rămas oameni. Și acum, în mocirile în care ne zbatem, sunt oameni. Zic. Cum ați ajuns să faceți parte din lotul de copii ai legiunii? De aici e o poveste pe care mulți o știu și mulți nu o știu. Începuseră frământările studențiri la Iași. Se știe că Iorga a fost un mare naționalist și într-o discuție cu Cotreanu i-a zis: nu veți învinge pe evrei spărgându-le geamurile, faceți ce fac ei. Capitanul, care era o minte strălucită, a dat o circulară în țară, la județe, la plase, la cuiburi, și am ajuns la București 70 de copii din Oltenia, în special, cu scopul de a pune
la sfatul lui Iorga, de a pune temelie la viitorul comerț legionar. Eu am fost unul din acești 70 de copii. Aveam 14 ani. Trec peste faptul cum am ajuns la București, dar știu că ne-am întâlnit în tren, copiii de la țară, cu cămășuțele, cu copincele noastre, cu, în sfârșit, copiii de la țară, că mărțuiam prima dată în tren la clasa 1. Un îndrumător al nostru a fost Bartolomei Liberzeanu, un strălucit avocat din Craiova. Veți ajunge la București, îl cunoaște pe capitan, eu îl cunoscusem din... Mă duceam la ședințele cuibului din sat, care au trei cuburi în comună, și îmi plăceau cum cântam, îmi plăceau cântecele, că aveam în mine așa un strop de poezie și de cântec. Și am ajuns la București, în sfârșit Gutenberg 3, un șir de 70 de copii, pe scara casei generalului erau, l-am văzut atunci prima dată pe capitan. Ce vrei vreau asta? Îl cunoșteam din fotografiile de la... Era cuibul de ăsta. Nicoleta Neculescu, care era, a fost prima femeie comandant legionar, care era, zice, nici, de multă vreme nu l-am văzut pe capitan așa vesel. Nu știu, o să vă descriu mai târziu cum arăta capitanul ca om. Dar nu era om, era supra-om. În sfârșit ne-a s-a uitat la fiecare și a ales dintre noi 12 inși ca să ne trimită la Carmen Silva. Carmen Silva e folie 2 de acum. Eram al 13-lea din coadă, însă eram cel mai mic. Dar eram voltean. Iute, și capitanul de atunci mi-a zis, iedule. Și în multele întâmplări de la ce a fost cu restauratul legionar din Carmen Silva, era în dreapta un magazin evreu, în stânga altul. Și noi la mijloc. Rogojim pictate, petriși pe jos, serveau studenți, doctori, ingineri, avocați, așa mai departe. Eu eram piculo al avocatului Livrezean. Ăsta era chelnerul nostru. Erau 4-6 rânduri de mese, câte 20, și o grădină frumoasă. Și la evrei erau, în sfârșit, un restaurant de ăsta modern, cu muzică aleasă, cu femei aproape goale și atunci. La noi nu. La noi se vindea, se vindeau mici. Doctorul Bolintineanu era un grătarageu extraordinar, comandant legionar și el. Și bere. E, cum sunteți dumneavoastră aici mulțimea, așa era mulțimea restaurantului legionar. Nu se urmărea câștigul, se urmărea să fie transformat omul. Cum să vedeți mai târziu ce a însemnat transformarea omului. Ce întâmplări marcante ați trăit la Carmen Silva, fiind un copil, amintind că erați copil atunci când ați ajuns la Carmen Silva, și povestiți-ne întâmplări care v-au marcat copilăria atunci, anul acela când l-ați petrecut acolo. Erau majoritatea tineri studenți. Păi, o să iau acum o fată de 12 ani cu bulicul mort și să-i vorbești despre frumusețe, frumusețe spirituală, să vorbim jertfă, n-ai cum, e altă lume. Oamenii de atunci, într-adevăr, e o altă lume. Păi erau, când eu o să vă povestesc o întâmplare de la Carmen Silva, că-mi vine în minte acum, noi ne duceam și luam de la Constanța cu camioneta căprioara, cartofi, carne, ce era nevoie în restaurant. E, și două fete luase o târnă de cartofi și mergeau să o ducă spre bucătărie. Bucătărețele noastre toate erau studente. Și una s-a împiedicat și era să cadă. Și în spate a venit un cetățean, Pâlăianul, îl chema, student, în ultimul an la drept, logonic cu ei și a dat o palmă peste fund. Și a ajutat-o să ducă târna. Capitanul a văzut. Și era natiz la pași. Iedule, ce trimite la mine pe
Curea. Mă duc, că mai de părere nu se cheamă capitan. Unde? În cortul lui. Erau corturile noastre acolo. A ieșit roșu. Pentru gest, vă dați seama cam care era starea morală necesară. Zice, pentru gestul indecent care l-ai făcut să-ți alegi pedeapsa. Că așa era acolo. Nu te pedepsa, te pedepsai simplu. Și atunci, Cureianu, noi ne duceam la Constanța, după marfă, se ducea pe jos, sunt vreo 12 km, și se întorcea pe jos timp de o săptămână, nu s-a urcat niciodată în mașină, deși l-ajungeam și la plecare și la venire. De aici vă dați seama care era starea morală a celor care munceau mișcarea de plan. Așa. Odată a venit un grup de studenți de la București și au început să cânte. Capitanul era aproape, a ascultat și zice, măi copii, foarte frumoasă melodia, dar răzbunare, răzbunarea lui Dumnezeu. Era și Radughir pe acolo și după asta a scris un imn în scapă, nu e, imnul e foarte frumos după treaba asta. Dar cuvintele răzbunare a lui Dumnezeu, vă dați seama la ce nivel era trăitor cu nelucrurile. Avocatul de zeamă, care moment? Descoperit, dar nu știam. Da, da. Era lume multe în restaurant. Erau, în sfârșit, se duceau și veneau, dar se căuta puritatea, erau frumusețe, erau tineri care se beau. La un moment dat, eu eram picolo, puneam acolo furculiță, soliță, se face copilul. Și la un moment dat, la una din mese, o doamnă elegantă, frumoasă, că uite, zice, trimite-l pe Kellner la mine. Îi fac semnul. Cam la un moment dat îi cheamă doamna de la masa cu tare. Se duce, distins, elegant, frumos, tânăr. Ce dorește doamna? Leonul după ureche, parcă văd ca la tal. Dar ea zice, domnule, suntem foarte mult cu un prieten al meu din București, cu avocatul Evrezean. Eu sunt doamnă. Păi ce ai greșit de ajuns cu chemele? A și plecat la masă, a și plecat. Dar ce pot să râdă? Zice, doamna să supără și plecă. Asta era atmosfera. Hai departe. Unde ați plecat după Carmen Silva? Așa, după Carmen Silva, cei 12 copii, a trebuit să venim la Casa Verde să ne odihnim. Pe cum să... multe ar fi... nu se poate să trec peste asta. Se împlineau 6 luni de zile de la moartea lui Moța Marin. Ne puneai totul, că eram un băiat înalt, solid, așa, să urcă pe un scaun și zice, domnilor, toată lumea drepte. Restaurantul era plin de lume. S-au speriat, s-au ridicat în picioarele jurnale pentru un an înainte, în sfârșit, și zice, se împlinesc la ora aceasta, 6 luni de la moartea la Moța Marin. Vă rugăm să păstrați un moment de reculegere. Așa s-a făcut, vă mulțumim, poftă bună. Asta a fost momentul. Seara, la una din mese unde stătea, capitanul stătea acolo cu doamnele Moța, cu doamna, în sfârșit, doamnele noastre, în toate în doliu. Și seara, zice, o, Doamne, cât de frumos era, pe malul mării, închipuieți-ți, cam 300 de persoane eram acolo, cântând cu noi este Dumnezeu, în frunte cu toți cei care erau acolo, o frumusețe. Și eu asta l-am păstrat și l-am scris. Am venit la Casa Verde, ne să ne odihnim, lângă Casa Verde, la vreo 200 de metri, hai mă, că merge și așa, dacă nu mă aude, să-mi spuneți. Era o cooperativă legionară în care, în piață, cam în piață așa, lângă ca 200 de metri la Casa Verde. Într-una din zile, vine doamna Codreanu, capitanul statea la etajul 1 și doamna Codreanu vine la bucătărie jos, eram copiii toți acolo, zice, tu că tu lucrezi la cooperativa de lângă Casa Verde, da, doamnă, ai cheile de la magazin, da, aveți pâine, da. Du-te și ia două pâini, capitanul e flămâni și n-am pâine. E ca la cam negură, era cam frică, în sfârșit. M-am dus, am deschis, am luat pâine, am venit în fugă, i le-am dat, dar ce sufle așa, păi să fugi. Era o atmosferă, capitanul nu avea copii, dar avea o nepoată a unui frate care
cu care era și pe care o plimbam cu Sania, de avea mari. Avea un șofer ilare, extraordinar tip, și mă duceam și plimbam fata cu Sania și într-una din zile era acolo un magazin, o cofetărie a unui turc care făcea o mălică de alviță, îi zicem noi, o chestie cu nuci la mijloc, așa, două chestie dulce și bună. Și venea doamna Codreanu într-o potrăsură și eu veneam cu fata spre Casa Verde. Ce cu voi? De unde veniți? Mamaie, zice, mami, cum eu fi zis, mai suminte, mâncai mămăligă de alviță și știi ce bună și dulce e. S-a plecat fata, i-a potrivit chitiuța și a plecat. E, și atunci, în acele zile, capitanul, după unde a fost ardeață în 40 de zile post? Dar pe muntele la rău. Și a venit de acolo cu un câine ciobănesc frumos și cu un pui de vulturi, care se plimba printre noi de acolo. Că jucam fotbal, că ne urmă. Și eu îi spun la unul dintre colegii mei, bă, aruncă și mie căciula de la etaj, de acolo, că stătea la masardă, că e cam fric. Ăla mi-aruncă căciula de sus și vulturul se repede și mi-o face praf. Am început să plâng ce s-a întâmplat. În sfârșit seara, doamna Codreanu mi-a adus căciulă, ce să nu mai dea la vulturi. Și un alt moment în care, prima dată când l-am văzut pe capitan la rugăciune, la mausoleul Moța Marin se făcea de gardă. Erau doi studenți în față și noi doi copii în spate. În poziția, o oră nu trebuia să te miști. Era o disciplină și jurnală imprimată de capitan. A venit 5-6 dimineața, care era de noapte, a venit, a îngenunchiat la mormânt și a început să se roage. Eram cam în dung așa și l-am văzut pe capitan rugându-se prima dată. Nu mai era om, era, nu știu cum, era altceva cât se ruga. Și l-am mai văzut toată pe capitan în biserica Ilie Vorgan, era de bobotează. Și tot așa, m-am dus la biserică, trebuia să te întâlnești la biserică. Atitudinea unui legionar ca în biserică, cuvântul capitanului. La un moment dat mă bate cineva pe umăr și când mă întorc capitanul, ce ai bani la tine? Mi-am dat 100 de lei, n-avea bani de lumână să-și cumpere lumână. S-a dus, s-a cumpărat, le-a pus unde trebuia și s-a dus la fața iconei Arhanghelului Mihai. Uite că mă cutremur. Atunci l-am văzut iar în rugăciune, dar nu mai era om, nu știu cum, parcă era altceva. Avea o față luminată, nu știu cum, că m-am speriat că l-am văzut. A doua oară că l-am văzut o rugăciune și când m-am întors seara mi-a dat doamna Codreanu 100 și 200 de lei. E, și alt moment, de la tot la Casa Verde, când l-am văzut pe capitan aproape lăcrimând, comandantul Clement, care răspundea de mișcarea la Casa Verde în 37, era un cazan în curte, să fie dat pentru rufe, nu știu pentru ce, un cazan mare. Și ce tu dorești să faci focul? Păi cum să nu știu, sunt de la țară. Uite grămada de creșturi, fă focul și întreține căldura sub cazanul ăsta, că fierbe noaptea. Am făcut focul, m-am așezat de-a lungul așa și am început să privesc în foc. Și mi-am dat să vede că așa făceam acasă, că mama fierbea laptele, așa am așezat și priveam în foc. Parcă mi-a venit să plâng, când veni să un dor de acasă, extraordinar. Capitanul venea de la mormânt, așa, și a trecut pe lângă mine. Iedule, drept, m-am sculat. Ce cu tine, plângi? I-am dat o scrisoare care mi-o trimisese o soră de-a mea și l-am văzut așa, s-a încrâncenat, zice, e, lasă, o să te duci acasă, o să fie vremea să te duci acasă. Așa, asta era una din întâmplări. Aha. La reeducare, la reeducarea de la Aiut, era un tip care lucrase în ziaristică și era de partea colonelului Crăciun și a celor cu el. Și printre altele, zice, uite, Codreanu a fost, începea, că trebuia la reeducare să recunoști, că cei de peste hotare sunt niște bandiți, sunt niște hoți, sunt niște și eu, Voltean, ce să vorbim, trebuia să vorbești în fața lui Radu Gira, lui preotul Dumitrescu Borja, al lui Totu, erau acolo toți. Și să le spui, în sfârșit mi-a venit rândul, așa am început și zic, dacă voi fi vreodată liber, nu vreau să-mi scui pe el din închisoare. Și dacă cei de peste hotare sunt, cum ziceți dumneavoastră, după mine fiecare este un bălcesc. Aaa,
ia uite pe cine vreau să ridicăm. Și m-a și umflat în sfârșit, m-a băgat la neagră. Asta e altă treabă. Tipul care punea întrebări și te obliga într-oare, vrei să, vrei să te vedeți copii, vrei să fiți liber, recunoașteți ca așa. Nu pot să recunosc treaba asta. Și zic, domnule, dumneata, ai auzit de Codrean? Cum să n-au râzând, râzând desprețuitor? L-ai văzut vreodată la față? Nu l-am văzut. Eu l-am văzut. Eram copil și i-am explicat. Odată la Gutenberg 3 erau studențe, erau că trebuia să plece în campania agricolă din, doamne iartă-mă, agricolă, campania electorală în 37, trebuiau să plece. Și unii veneau și alții plecau. Și a intrat toată un student, tânăr, frumoșel, cu un pachet așa sub braț, s-a dus înaintea capitalului, a desfăcut așa și i-a scos un tablou. Tablou capitalului, dar îi pusese arii de înger. Capitanul s-a uitat la el, a zâmbit trist. Mă, fraților, zice, și eu sunt tot cu păcate. Totul care era lângă el. Capitanul zice, e dragostea pentru tine, dragostea pentru mine, dar uite ce faceți. A luat un cuțitaș și a tăiat teribile. Tablou l-am luat eu de acolo, că mi-a zis, du-te la camera cu tare și trimite aici. Că era unul la ușă care trebuia să ducă, să cheme studenți, și aveam ei de discutat. Și m-am dus și au intrat în sală acolo, un număr de, nu știu cât. Și ce, iată, m-au făcut și îngeri, zâmbind dureros toată treaba asta. Și asta a fost, uite asta, așa l-am cunoscut pe Codrean. Nu cum ți-am închipui dumneata, la care el vine camarade cu intenție, zic, mulțumesc, tovarășe, că ăsta era... Ca urma neagră, asta e altă treabă. S-a terminat perioada cu anul de lângă capitan, ați ajuns acasă. Da. Au trimis acasă. A venit, când l-am văzut ultima dată, da. Se deschisese un restaurant în fața atelierilor CFR Grivița. Toți muncitorii de la Grivița veneau la noi la restaurant. Că era și mai ieftin și era calitate. Și erau acolo NACU, comandant legionar, care răspundea. Noi doi copii și încă câțiva care erau chelneri acolo în sfârșit. La un moment dat se deschide ușa, la o masă s-au așezat doi civili și au stat cu două țuici înainte vreo 3 ore. De la ora 11, așa, a intrat capitanul și după el era Ilarie, capitanul trist. Ne-am așezat în rând în fața teșgherii, i-a stat câtva timp de vorbă cu NACU și a venit la noi, era rău cu încă unul din glon. Mi-a potrivit păscuța pe cap, mi-a închis halatul sau ce am îmbrăcat, și m-am bătut așa peste obraz, curare iedului. M-am împreunat. Atunci l-am văzut, iertați-mă. Ultima oară. N-a mai trecut mult și ne-a trimis acasă. Toată lumea știa că am fost copil de prăvălie la o cooperativă de jurnal. Nu știa nimeni că am fost copilul capitanului, cum îmi ziceau, că unii știau. Și mi-am văzut de treburi. M-am dus la biserică și părintele care era ajutor de comandant legionar, zice, bă, vii de unde vii, de acum înainte niciun fel de discuții cu caracter politic. Că vom fi urmăriți, știa părintele. S-a și adeverit toată treaba. E adevărat, m-am dus pe la biserică, în sfârșit, încet, încet, m-am dus la școala de cântăreți bisericești, am terminat 4 ani de zile, m-am dus la școala de bibliotecar, la școala de agricultură și încet, încet, am dat și eu bacalaureatul la 40 de ani și Tudor Gheorghe m-a învățat limba rusă și nu știu mai ce. Și am intrat în viața de la țară. Au trecut ani, ce urmează să mai spun acum? Acum să ne spuneți, ați ajuns în sat. Da. Ați convenit cu preotul paroc să nu discutați probleme politice, nimic, ca să nu fie probleme. Așa. Acum întrebarea este, cum ați scăpat de primul val de arestări din 38 ordonate Antonescu, cum ați scăpat de al doilea val de arestări din 44, de al treilea val din 48 și de orice altă posibilitate de arestare? Domnule, nimeni n-a știut, nu a știut lumea că eu am fost copil al legiunii. Era copilul lui Andrei, zice, și mi-am văzut de treabă, nu s-a învățat nimeni de mine, dar mi-a dat Dumnezeu, ca și lui fiul meu, de altfel,
darul de a scrie poezie în special. Și era perioada aia în care se făcea cultură, că era proletcultistă, că era nu așa. Și am început să scriu, ba la Urzăca, ba la Tânărul Scriitor, ba la Gazeta Literară, trimiteam diverse pamflete, diverse chestii. Mă zice, eu unul la Podar, care... Și au început să mă urmărească. Dar eu ce se întâmplă? Am organizat un cor cu utecisti, un cor de vreo 40 de persoane, cântam la patru voci în sfârșit, și am început activitate culturală în cadrul căminului cultural din Podar. Ei, m-am și întrecut cu niște cămine din alte comune și eram activist cultural în cadrul căminului. Dar eu luam utecisti și mă duceam la biserică și cântam și liturghia, știi? Și... Odată vine la o ședință literară în cadrul Cernacului Literar, eram membru al Cernacului Literar, vine un cetățean și se așează la masă și zice, ei, și acum să auzim o poezie, unul cu tractorul, cu motorul, chestia care copiii de clasele primare. Da, nu prea vorbeam, lăsați să vorbească alții. Și acum niște profesori, niște critici literari, nimeni nu vorbea. La care președintele, care a cu cânt incitat, Tudore, nu vrei să spui ceva de ce poezia care s-a citit? Dom'le, cred că e un copil în clasa 5-a, 6-a, care are talent, dar trebuie să citească, să vede că e necitit. De unde să știu eu că cel care citise poezia era responsabilul regional cultural al PCR-ului? De atunci, uite, este au fost pe mine. S-a dat un premiu literar, luasem și un premiu, dar ce să nu, au citit toți din poezii, de mine nu m-am pus să mai citesc. De atunci încolo a început, să mă urmărească. De exemplu, să creiască un post de cantor, tenor 2, la ansamblul Nicolae Bărcescu. Mă întâlnesc cu un coleg, mă, ce fac, mă, să cântăresc la Podar. Nu vin la noi, că avem nevoie de tenor 2 și eu știu ce poți. M-am dus, m-am înscris, m-a ascultat ăla, în sfârșit, de mâine este angajat. M-a angajat, a trecut vreo lună de zile și la una din repetiții, domnul Romneanu era acolo. Bă, ce, ăla de la tenor, ce, nu e dascărul la Podar? Păi ele, afară! M-a dat afară. Să îmbolnăvise sau să întâmplase cu dirijorul de la miliție. Dom'le, ce avem un dirijor bun la Podar? M-a luat ăia, am început să repet cu ei, bineînțeles, la una din sărbări, un plecat milițian, ăla acolo. Mă zice ăla, nu e Tudor ăla, e afară, m-a dat și de acolo afară. Se asfalta, ia vezi, ajung să rămân acolo. Așa, se asfalta șoseaua Craiova Calafate. În comuna Potar era un loc viran de vreo două povoane, s-a făcut o tabără în care șoferii, mașini și zice, ăla, inginerul, bă, Tudore, ce faci tu? Păi zice, vină, domne, că am nevoie de un șef de pază. Să angajez paznici și să organizăm șantier. Și ăsta, un fost major, în sfârșit, urmărit și ăsta. Dar își fărdat o vrea că era specialist. Și într-o seară, așa vine de la mine, zice, Tudore, cum stai cu paza? Domnule inginer, hai să verificăm. M-am suit pe motocicletă și am pornit 20 km în Podar la Domani. Erau ăsta, așa, niște cuvânti ale oamenilor, omul la poarta lui, la postul lui, cu felinarul aprins, cu câinii lângă el, totul era în regulă. Ce să fure oamenii târnă, coapere și lopezi, nu știu. Pe cine ai la lac? Lacul de la Radovan era o pompă și pompa trebuia păzită. Cu vreo lună de zile înainte, două poate, un tânăr zice, domnule, vreau și eu, te-am terminat liceul și așa. Aveți postul, nu știu ce, bă, vrei să vii pas de la o pompă, da, da, pe el l-am numit și s-a dus la pompă. Și mă duc, tot mâna lui Dumnezeu, mă zice, pe cine ai la pompă? Pe Cutare, oarecare Gavrilescu. Rămâne o colea, du-te tu la el. Când mă duc acolo, pe unde uit de geam, când m-am uitat, ăsta curăța un pistol, știi? Și luam pe aprinsă și am intrat repede, s-a cam speriat, nu știu ce, bă, ce faci? De unde ai ăsta? Dumneavoastră pot să vă spun că, zice, m-ați angajat din milă și nu știu ce. Păi, o mâine trebuie să mă duc la poliție să spun, să raportez că te-am prins cu pistol și n-ai voie. De unde l-ai? Am prins un securist, am dat și l-am luat. De unde să știu eu că ăsta e ofițer sub acoperire?
De unde să știu? Când mă tot întreba, cum e, dom'le, cu mișcarea legionară? Că am auzit că e fost legionar. Și eu îi spuneam cu plăcere oarecum niște chestii, știi? El își nota toate treburile. Și odată veneam de la cimitir cu părintele, așa, și cu celălalt. Și părintele zice, bă, decât un ancioară, mai bine o zi multul. Atât a făcut peste. La proces, procurorul zice, cum e un ancioară și hultur, cum e? Deci unul din ce noi, cei trei, era securist. Dumnezeu să-l ierte că a murit îngrozitor. Așa. Cum au adăstat? Așa. Gabriel Scoasta venea pe la mine. De unde să știu? Stăteam de vorbă. Și odată pe ziua de 8 octombrie, de 8 decembrie, o mașină la poartă, un gaz, întoarce lângă fântână, eu am o fântână acolo, un monument istoric foarte frumos, întoarce și intră doi civili. Ce-l căutăm pe Ilie Tudor? Eu sunt domnul Ilie, eu ies din casă. Zice, te cheamă tovarășa Stancoveanu la regiunea de partid. Chestie culturală. Bine, domnul, dar nu patul în spate, mă urcă în mașină. Dar vreau să mă ducă la unde trebuia, a luat-o spre securitate. M-a dus acolo, știți cum. Poate nu știți, te dezbracă la pielea goală, te controlează peste tot și ochelari negri și în celulă. Habar n-aveam pentru ce, de unde să știu că pentru ăsta, Florescu ăsta sau cum îl chema, așa, Gabrielescu, trecuse pe la mine, pe la dumneatate, am cunoscut un profesor, Julea, care era și el în lot. 20 de oameni, a făcut un lot, zice, n-aveți dușmani inventați, nene. E, și așa am revenit arestat la Craiova. O lună de zile nu m-a întrebat nimeni nimic. După o lună de zile mă ia la anchetă și zice, cum mă vede, mă, ce cauți tu aici? Ăsta fusese la noi în comună, în sfârșit, cu ce trebuie și m-a cunoscut. Ce spune? Păi mai e până acum. Așa, totul unde vorbă să ne punem la punct de toate trebuie. Poate eu ne uit și ne încurc. Și ce cauți aici? Păi, uite, așa, zice, semnează pentru că te omoară așa. Cum să nu merg dacă eu apar ram despre ce e vorba? Că ni se pusese în scârcă următoarea chestie. Am făcut organizație să răsturnăm guvernul prin violență armată. Semnează și ce sunt? Și, pardon, vrei să ajungi așa și deschide o ușă și în camera aia, părintele Dan, de sus până jos, negru, bătut. Când i-am tot capul, l-am cunoscut și m-am îngrozit. Dacă vrei să ajungi ca ăsta... Și n-am semnat. De ce n-am semnat? Pentru că... Mă, cum să semnez, domnule, că el știu că mă condamna. Te băga cu ochelari negri. Și la un moment dat, comandantul securității, de care l-am întâlnit mai târziu, l-a amintat. Zice, a dus să-și cartea. Da, domnule comandant. Am cunoscut-o după voce. Era o fată din Prodar care fusese colegă la liceu cu fata mea. Am cunoscut-o, băie, și atât a fost toată chestia. O să vă întrebați, că era cumplit, se bătăi, dar asta la altă, nimeni nu rezista. Avea o chestie ca un creion chimic, așa, și iertați-mă, te bătea la testicule. E, cine rezista la chestia asta? Și toată lumea semna. Eu am scăpat, nu m-a bătut, dar am avut alt sistem cu care m-a hotărât să... M-a pus pe un scaun cu picioarele așa înainte și piciorul stâng era mai în față, cred că de acolo mă doare și acolo. Și încetățeam cu un drup de fier așa, cam așa, când a dat peste bocanc, mi-a sărit talpa de la bocanc. N-am simțit durerea în picior, am simțit-o aici. Când a dat a doua oară, nu mai știu, că cred că am leșinat și m-a trezit o țigară care a pus în... Și am semnat atunci actul de acuzare și așa a venit și condamnarea. 22 de ani muncă zilnică plus 7 ani. Așa. Nevastă mea cu fata mare s-a dus la vie, că aveam un fetic de vie acolo, zice, hai ce, că până la 12 terminăm, că n-avem mult. S-a dus și a trecut o femeie pe drum, mă, ce, tu ești acela să pace pe ei, el judecă astăzi. Păi de unde știi? Știu! A luat-o la fugă,
Într-o oră a ajuns la tribunal, a început procesul și s-a așezat și ea undeva acolo. N-aveam voie să primăm în țara, totul m-am uitat așa și am văzut-o. Ce cauți tu aici? Același lucru, în același n-am zis, dar tu ce cauți acolo? Și așa m-am cunoscut cu nevastă mea. Când a plecat de la tribunal până acasă, sunt încă vreo 5-6 km. A găsit o fată mare, albă. Albit, de la tribunal până acasă. Explicativă. Bună Dumnezeu. Dar, greu nu l-am dus noi, cei care de bine de rău aveam 100 de grame de pâine. L-au dus cei care au rămas. Pentru că nevastă mea, unde să... Nevasta banditului, că eram banditul, na, sigur că nu. Și nu am unde să am nicăieri. Noroc că mai sunt și oameni, să știți că sunt și oameni cum se cade. Bună oară, aveam două cuvane de grâu. Și făcusem stocul, se făcea stocul înainte cu vapor și se făcea cu paie. Și se ducea să-și facă și ea oameni când la trei era. A trecut și n-au înaltuit, nu trei era. Și a întrebat, dar pe mine de ce nu mă trei era? E confiscat, să-i mulțumesc lui bărbatul tău. Ce era să facă? Secretarul de partid, dintr-un sat vecin, zice, tovarășa Tudor, ai păsări, ai oare? Am și eu vreo găini. Să te duci că ți-am lăsat niște zoană. Ce înseamnă zoană? Boabe, sparte, neghină, în niște saci acolo, să te duci să iei. Erau 6 saci deasupra zonă și până jos, grâu curat. Când s-a întâlnit cu el pe toate, tovarășe secretar, zice, vă mulțumesc. Pentru ce să mulțumesc? Păi, las că eu nu știu nimic, ai grijă de copii. Deci erau și oameni cu însăcate. Nu toți au fost ticăloși să te lovească cu plăcerea cu care te loveau la închisoare ai noștri. Când m-am mutat de la Craiova, de la Închisoarea Craiova, la Aiud. Aveți o întâmplare deosebită cu Părintele Constantin. Era cumplit. De exemplu, într-o celulă în care încăpeau de voie 5-6 oameni, ne-a băgat, să trăiți, sănătate. Ne-a băgat 18 inși. În luna iulie, atunci în primăvară, cu zegea pe tine, n-aveai voie să te dezbraci și curge apa după 18 inci în celula în care erau 2 metri pătrați în față. Aia a fost groaznic acestea. E, după vreo lună de zile, am avut noroc că am găsit 17 boabe de fasole în cameră. Am fost norocos. Ne-a scos la închisoarea de execuție. Erau acolo tot soiul de oameni și pe noi ne-a ales pentru Aiud. Numai legionar. Lângă mine, Părintele Constantin Sârcu din Panaghia, pe care îl cunoscuse la Sfințirea Bisericii. Mă, ce tu? Uiteam cu întâmplare mare. Eu am mai puțin, eu 18 ani, eu am 22. Și ne-a legat amândoi cu un lanț. Piciorul meu stâng de dreptul lui. E înfiorător, este fier striat, foarte și dar noroc că m-a arestat iarna și aveam ciolap de lână. Am dezbrăcat ciolapul, drept l-am dat lui Părintele, ne-am înfășurat, și încet, încet ne-am urcat în vagonul dubă, în care, cât să fie, mai 50-60 de aici mai noi intra. Și am intrat 200 de oameni. Așa stăteau, unul lângă altul. Greu, cum să te strecuri printre oameni? Sunt oameni care se nasc cu o anumită sensibilitate, nu se pot urina în prezența altora, cuiva. Și Părintele Sârcu era din ăștia. Ei, ne-am strecurat încet, încet spre capătul vagonului, unde era o gaură unde se făceau oamenii nevoile. Și m-am depărtat cât a putut de el să stic, avea dureri îngrozitoare, știi, nu putea să... Și n-a putut, am plecat la locul nostru unde aveam care. Pe drum a leșinat și s-a survozit, a urinat pe el, nimeni n-a zis nimic, toți știau. Așa. Două loc și o zi și am ajuns la Aiud. Când am ajuns la Aiud, de-a de săracul ne-am dat jos și în caraliu, tot un om cum se cade, zice, de unde vine? De la Craiova. Și n-au avut lanțul. E legat de doi de un lanț. Era cruzimea. Și eu m-am întrebat întotdeauna, de unde cruzime, care s-a demonstrat de-a lungul vremii în închisori, de unde atâta cruzime la oamenii noștri? Te loveau din plăția, te lovi. La Craiova, nu la Aiud n-am luat nicio bătaie. Nu m-a lovit nimeni cu nimic. Era alt sistem. O să vă spun mai târziu. Ați ajuns la Aiud. Da. Povestiți-ne o zi din închisoare. Ce făceați de dimineața până seara? Oh,
Eram 3, 5, 7. Așa am prins eu. Și aveam așa. Doi preoți de călugări și un preot de stat catolic, nu catolic, de greco-catolic. Era un inginer, erau doi macedoneni și eu. Și cum e, n-aveai voie să stai pe pat. Te plimbai cei 2 metri pătrați, la dreapta, la stânga, la dreapta, la... Stai pe pat numai când mâncai o oră, cam atât. Și restul, ăsta era tortură. Dacă n-aveai o preocupare spirituală, cum s-a întâmplat și povestea eu aceea, cum s-a întâmplat niște lucruri, mureai, domnule. Era un medic de pe Lugoș, care aproape că nebunise, să înțepa limbuna, coada de la lingură sau la curculiță, o ascuțam pe cimeni și tăia cabrici. Și avea niște brici, nu? Așa. Ei, ăsta s-a înțepat furios. L-au și scos, până la urmă, că creboloasă din loc. Și era un macedonean și l-am întrebat, domnule, de-a ta pentru ce ești? Păi zice, domnule, eu aveam 8 munți în Macedonia și aveam 8.000 de oi și trimiteam vagonul cu brânză în Germania, în noi. Păi și cum de ajuns la eu? M-a chemat de jur. Dar ăștia nu erau legionari, erau de-aia cu care nu te juri, că dovadă necadori erau toți macedoneni și așa mai departe. Și despre ce vorbeam? O zi din închisoare. În sfârșit era... O, păi nu se poate, ne-a băgat întâi în bombă unde l-am cunoscut pe Agarici. Nu? Nu se poate, da, așa. Ne-a băgat într-o sală mare, o bombă, de 10 ori, cât asta, aproape 1.000 de oameni. Acolo l-am cunoscut pe Țocu, mai nici tu n-ai scăpat. Și acolo am învățat, am întâlnit oameni care știau din balade lugiri pe din afară, păi când am dat de poezia lugiri, ce mai aveai, ce extraordinar de frumos. Și am învățat, am venit acasă, topă de poezia lugiri, am și scris eu despre treaba asta. Și lângă mine, un tânăr, se spunea greu. Mă zice ăsta, știi cine e, este Hurea Agarici. A plecat la vânătoarea Agarici, a plecat ca să vâneze bolșevici. Ăsta era Asul aviații românești, de câte ori se ridica, avea un avion de vânătoare, albastru, și de câte ori nu se putea să nu doboare un bombardier sovietic. Nu se putea. Pentru asta i-au dat nemții crucea de fier, ai noștri i-au dat virtutea militară și tot ai noștri i-au dat 25 de ani muncă să mică. Nu mai aveam un plământ. Respira foarte greu, suferea strătare social. Noi eram tineri, aveam 35 de ani, și mai erau de tutti mor, în sfârșit erau 7-80 tine. Bă, dacă nu-l ajutăm pe ăsta cu cel puțin o jumătate de kg de pâine, moare. Și am început să-i dăm pâinea. Strângeam și o băgam acolo sub terină, sub tavea aia cu rufe. O zi, două, trei, patru, după ce dau voi, n-am mai vrut să mai primească. Și când se ducea la tinete, care aveam pe rogojinea în fundul sălii, îmi lua doi, că era slăbit, îmi lua doi de mâini și îi băgam pâinea la loc și nu știa cum să o dea înapoi. O chestie așa foarte rândul. Eu am lucrat în starea civilă și știu ce este un certificat original. Certificat original de moarte. L-a călcat o mașină și nu știu. Cum mi-a fost? În spatele meu, Părintele Vornic, o figură de om, Tudore, nu-ți dai seama că este un sistem de nesterii psihic. Părinte, văzui certificatul. Roagă-te că nu se poate să mai însemne. A doua, a treia zi, în vis, noi aveam niște locuri, așa, o pantă, prin grâu până la brâu, venea fiul meu, tată, nu sunt mort. Același vis îl are și el, că am stabilit mai târziu, la fel, în aceeași noapte a avut și el același vis. Am stabilit mai târziu toată treaba. Și n-am scăpat, slavă Domnului. Și n-am. Nu m-am înțeles-o. Iremia. La marketing, acum erau așa. Ne dădeau la jurnalele de actualități, ne dădeau filmele care le socoteau ei, că ne reduce. Băgau niște, cum să zic, jurnale. Și la un moment dat eram lângă părintele, cum să-i cărcheam, Coma. Și se dădea o ședință literară la studenți.
Și mi-am fi mâna pe ce-o, Tudore, Alina e fata mea, ce o fac? Mă chema la Olandia. Și eu, că ce s-a întâmplat mai târziu, să nu mai discutăm. Așa, cu cazul pe Ieremia. Și jucând șacă, jucam și șacă acolo, intră Crăciun, se uită la noi, blând, nu mai era zbirul. Și zice, ce faci? Tu ești Ieremia, inginerul, da? Parcă ai un copil arestat pe aici, de 15 ani, stăteau cu celule vecine, dar nu se văzuseră niciodată. Condamnat 100 de ani. El, soacră sa, băiatul și mamă sa. Pentru poeziile lui Radu Giru. Vorbi doamna Dorina Cristea, soția lui Radu Cristea, vorbi acolo la telefon. Mă văzut, am fost la o împărătasa de ei, formidabilă femeie. M-a făcut și vreo 5 ani de zile, că n-a vrut să spune că mă doată sau în sfârșit. Și zice, ai un copil aceea, da, ai vrea să-l vezi, dumneavoastră aveți copii, face ăsta semn, era unul rodic, ai zicea că nu știam cum îl cheamă, un subofițer, i-a făcut semn, s-a dus în zarcă unde era, sau unde era fiul său, și-l vedea, trebuia să mergi cu haina în cap, să nu vezi decât 1 m² în fața ta. L-a pus în fața lui, tasul, descopere-te, și când l-a descoperit, și s-a văzut cu tasul după 15 ani, s-au încreștat. Pe ce am trecut noi toți, care lăsasem copii, care lăsasem, a fost un moment înfiorător. Să-i puneți în patul, alăturate, să scula pietru Ieremia, inginerul, și să uita toată noaptea la el. Nu-l văzuse atâta timp. După vreo lună de zile au dispărut amândoi. Ce se întâmplase? Ăsta era inginer și a făcut un motor fără motor, nu mai știu, la o motocicletă, fără nu știu ce, uite-te, și l-au luat și l-au dus în atelierul ăla și au plecat. Unde au plecat, nu știu, nu i-am mai văzut atunci. Asta. Dar trebuie să vă spun tine cu țuțea, nu se poate. Vară, cald, frumos, mâncam în curte. Și zice colonelul, ce Dumnezeu, ce băie, te-am fost în lună, mă, și n-am dat de niciun Dumnezeu. Ce mă luați pe mine cu Dumnezeu? Nu există Dumnezeu. Care pe tețuțea, al patrulea, al cincea din spatele meu, l-a prăvădit. Dumne, bunule, nu vă supărați. Ați crescut la țară sau la oraș? La țară, mă. Și ați avut porci. Dar care gospodar n-a avut? Și ați văzut dumneavoastră porți să uite în sus? Crăciun care numai frumos nu era, nu știți că e nebun, și a plecat. Și alta întâmplare cu crainic și nu trebuie să vă spun și pe asta. Tot așa, afară, cald, frumos, mâncam fiecare cu gamela, când duceam la a și ne punea. Lângă mine, al treia lângă mine, Nichifor Crainic, îl vede Caraliu. Bă, tu ești profesorul Crainic, da, dacă scrii pe bucate hârtie că nu crezi în Dumnezeu, îți umplu gamela. Dă-mi hârtie. Până să vie hârtia prăvădă, domnule profesor, nu te umili, domnule. Mi-e foame, Tudore. Păi la tot nu e foame. Dar dumneata, ia hârtia și scrie. Nu, virgulă, cred în Dumnezeu. Ce știa Caraliu ce înseamnă virgula? Așa când se plece, a trecut pe lângă mine cu gamela plină. Sau, ne bagă în celulă un bătrânel în jur de 80 de ani, un moldovean, arestat pentru deținere ilegală de tank. Ăsta e omul. L-am luat prin cost, parcă, bă, de zice, ce s-a întâmplat? Pentru ce ești aia? Păi, pentru tank. Deci, domnule, când retragerea lor nemții, au lăsat material de război, pe unde au trecut? Și la noi, în grădină, au rămas un tank. Ăsta, fiul meu, care era mecanic de moare centată, când trece războiul, desfacem motorul și avem un motor. Au pus paiele pe el, aveau pământ bun, oameni, chiar buni. Și au pus pământ pe ăsta, pământ, paie pe el și l-au acoperit. A trecut un an, 2, 3, 4 și a venit cotele. Caburii trebuia să plătească, dea cotele. Ce să mai dai? Lua tot greu și au început să controleze. În dreapta, stânga, se duce unul cu un baston și împinge prin paie și dă de șenilă. Știi? Imediat l-a desfăcut, a venit din tank
dacă a stat la început, de câte au pus bateria și a pornit. A, ce gânduri ai avut? Știu ce gânduri. Și i-a dat săracul cu 25 de ani. Și nu fiu să nu mai zic. Dați eu mai face ei, că eu nu mai fac. Bietul moș. Și am dat mai departe. Și încă vreo două, trei, se mai râdea în închisoare. Mai erau momente de asta. Întreabă pe unul. Zice, pentru ce ești condamnat? Pentru capra cu treiezi. Ia spune. Treiezi cu cuiezul și a mamei de scuieți, că mama va aduce vouă colectiv în 59. Dar se va da cu colectiv. Se vedea să ai. 15 ani. Eu ți-aș fi dat. Nu, 10 ani ți-aș fi dat 15. Asta era Crăciun, care pe urmă s-a transformat. Am văzut toată la televizor, zice, eu i-am salvat pe legionar, eu le-am dat bani. Și mi-aduc aminte de o întâmplare crudă. Ieșeam la plimbare și oarecare popa, tot din Moldova, bolnav, avea dureri, nu mai știu ce avea. Și în fața acolo era Crăciun cu doctorița și cu niște ofițeri. Ăsta avea o cravașă și se dădea peste cizme, era un tip gras. Așa. Și ăsta a ieșit din domnul colonel, scoteți-mă la medic, sunt bolnav, nu mă pot suporta durerile. Facem să-i se pot. De ce ai călcat regulamentul? Știi că n-ai voie să iei din rând? Da. Dacă nu mă duceți la medic, o să intru în sermă. Un bazin mai puțin. A plecat. În timpul ăsta, popa iese din rând și acolo era o brază de vreun metru, se grebla zilnic și scria fără, împușcare fără somație. Și ăsta s-a dus direct în asta și a început să urce de zi. Soldatul de sus a fost în poziție de tragere. Gardianul zice, nu trage, că e bolnav, să nu trage. Ce să mai, că l-a drept în cap la pușcat. E, știți, poate nu știți, dar lângă fiecare închisoare există unitate militară. Alarmă pe unitatea militară, alarmă și în celular. Celularul era mare la 3-4 etaje. Am început să zboare de la ferește. Știți că la ferestre nu puteai să vezi în jos, numai în sus, așa puțin. Au început să zboare stăpilare la ferești și să urle 3.000 de oameni cât aveam atunci, vă dați seama să cutremurau pereții. Au început să aducă mâncare bună, ardei ufluți, chestii, toată lumea a declarat greva foame. S-aducea mâncarea, o punea gamele de rând pe zid acolo. Noi eram nemâncați, 100 de grame de pâine, îți dai seama. Cine a rezistat, a rezistat. Am rezistat și eu două zile și pe urmă n-am mai putut, dar trebuie să mănânc. E, unii au rezistat, au leșinat de foame și nu s-au atins. Nu te-ai atins de mâncare, te lua, ligura. Așa îți deschidea gura, sturnă lapte pe gât și ouă sau nu știu ce și nu puteai să declari greva foame. Asta era aiutul la perioada aia. Așa. Să deschide zeta ăsta ușa și să uită. Eram mult mai tânăr de acolo. Și eu faceți în caraliu. Fusese meu dreista care o aveam cu cămăși și aveam acolo. Nu, și că vei înapoi. Cobor, eram la etajul 3. Cobor jos și... Dar cum l-am luat, că l-am luat pe gir? Aha. Și m-a dus la o celulă, la jos. Și zice, ia-l în spinare. Nu l-am cunoscut, 40 de kilograme, nici nu aveam. L-am pus în spinare și în drum spre punctul sanitar, caraliu, guraliu, zice, hai moșule. La el se întoarce, ce moș, cocoș în fața inamicului roșu. Eu îl cunoscusem pe gir în 37. Copiii făceam pungi, știi? Și a intrat cu capitanul acolo și făceam pur de o jumate de un kilogram, că nu era ca acum. Și zice, dar eu îi zic lui Nicolae Taniculescu, cine e urmăritorul ăla care intră capitanul? Păi ce-i la duce? Știi vreo poezie de-a lui Plucuță? Atât a fost, știi? Și în sfârșit ce, Radule, tu te pricep la hârtie cu capitanul. Ce da, uite așa, ne-am învățat cum să facem pungi. De atunci l-am reținut ca figură. Și acum îl vedeam pe Radu Gir la mine în spinat. Merit aici de povestit faptul că Radu Gir a intrat în pușcărie pentru o poezie de-a lui. A fost condamnat la moarte pentru o poezie. Da, care se cheamă cu Iisus să ridică de Gheorghe, ridică de Gheorghe. Pentru asta a fost condamnat la moarte, dar la o dată de 25 de ani. Acum stau și mă gândesc, și poate și dumneavoastră, că vorbeam de poezie.
baladele lui Radu Jir, cine le citește, te cutremură de frumusețe. De exemplu, ia procesul criminalului din Miorița și îl trece prin stările lui sufletești. O frumusețe, o strânceană de lumină, o lacrimă de rai, o splendoare. Și îl trece pe ăsta prin toate mustrările de conștiință. Și vine și mama sa și maica în sarică de râd în sule cremenea, de râd în oprești, cu râd o frumusețe. Stau și mă gândesc, dacă Radu Gir și Craine și Ciurunga și mulțimea de poeți buni, nu așa poeți de care o fi, poeți, așa, ar fi avut, n-ar fi trecut prin suferință, că suferința creează valoare, ar fi scris la valoarea asta? Nu. Și vă dau un exemplu. Scriu și eu poezie și am câteva volume de poezie. Și am zis așa, stai domnule, Radu Gir a scris balada lui Plai de Munte, dar de Vrăcean. Eu am fost prieten și cu Unguru și cu Mondoleanu. De ce n-am intervenit? Și am scris balada frumoasă, dar eu am scris-o cu cozonac, cu film, cu friptură, nu era scrisă cu 100 de grame de pâine. Iarăși, repet, suferința creează valoare. Și așa s-au născut mari poeți ai pușcărilor. Părerea aveți despre faptul acum, este un fenomen, în data astăzi, vorbeam zilele astea, Radu Gir, pentru o poezie de-a lui, care a scris-o mai de mult, este astăzi subiect de proces penal. Trebuie să știți un lucru. Da. Cel mai prăpătit popor de-a lungul istoriei, de la facerea lui și până astăzi, e poporul evreu, poporul ales. În drum spre Golgota, un jidan îi dă cu piciorul. Hai mă mai repede că îți meri soarta să te duci în altul. Și Mântuitorul i-a spus, zice, nu le țin perfect. Dar zice, i-a zis Mântuitorul, așa, blestemul să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și a căzut blestemul lor. Cel mai încercat popor sunt evrei. Dar când zici evrei, zici bani, zici putere și puterea bani mai e o sfârșire. Ei sunt cei care conduc lumea, categoric. Și mă gândesc, unii intelectuali ai noștri de-a lungul vremii erau mason, domnule. Cuza, Ogălnicianu, nu mai vorbesc de Zadoveanu și așa mai departe. Ei au bani și când ai bani ai putere. Și când ai putere, este acum pe omenire. Sunt stăpânii lumii. Și atunci, cum să nu se ridice împotriva mișcării legionare, care era numai spirit? Cum să nu-l omoare pe Codreanu în condițiile în care că cea mai cumplită moarte era să mor spânzurat? Cum l-au spânzurat pe el și pe Necadur? Cum a murit Ceaușescu în ziua de Crăciun? Toate sunt calculate și Dumnezeu să mă ierte cine știe unde. Că eu pe mine mă spământ un copil care nu știu cartea astăzi. Sunt câțiva care au părinți buni și învață. Dar restul, când ești la televizor și nu știi tu să faci un acord de predicație, și subiect, nu se poate așa. La ce nivel cultural mai găsim? Ați ceva întrebați. Despre părintele Stăniloae. Așa, cu părintele Stăniloae. Iar o știu, părintele Stăniloae. Să deratiza celulare. La 2-3 luni și ne-a băgat 7-8 celule într-o cameră mai mare acolo. S-a întâlneam atunci. Ce bucurie că ne întâlneam. Lângă mine, un bătrânel, Virgoli, fric, ciment pe jos, îmi primit să băgase un cetățean din sat, un cojocel. Și am desfăcut cojocelul să-l dau moșului, să-l pună sub timp, că era prin. Și da, el zicea, ai pedeapsă mare, da, păstrează-l că nu se știe. N-a vrut să-l primească. În timpul ăsta, erau ca ăsta două plantoane de oameni care unii dormeau la alții să vă băteau în somn. În lume multă. Și a venit plantonul cu două pături noi, zice, părinte, pune una sub dumneata și una acoperă-te. Până dimineața. Am luat, s-a vălcat, am tot cu spatele la mine. L-am prins când mă căuta să mă învenească cu o parte din pătru. Și m-am luat, cine este? Și îl întreb pe camera a doua zi. Mă, cine e de aici, părinte? Păi, părintele Stăniloae. Când se bătea capa, așa, a muțat tot celularul. Vorbea părintele Stăniloae. Ajunsese la așa perfecțiune încât dacă pronunța cuvântul, știu, temniță, nu mai tem, că restul îmi dădeam seama. Și aproape că era așa de cursivă toată, chiar toată lumea aștepta că mă vorbea părintele pe nevoie. Și să vă spun, ajunsărăm la noaptea plierii.
Hai să o zicem. Ne împărtășeam și de cine, căci ne spovedeam și de cusuri, că de unde vin. Marmelada fermentată, așa, se făcea vin. Și cu lingurița în sfârșit, dacă aveam doi preoți în celulă, ne împărtășeam, ne spovedeam și odată, într-o cameră mare așa, băi, e noaptea învierii, ce faci? Erau vreo 300 de preoți. Era o cameră mare și o bombă, îi ziceam. Hai, dacă care își aduce aminte din slujba învierii ceva, să încercăm să facem slujba învierii. Erau preoți care știau că din afara Evangheliei, nu știu ce. Printre ea, eu, dacă am fost cântăresc de biserică peste 60 de ani, știam totul pe din afară, dar nu știam că știu slujba învierii pe din afară. Nu știam. A dat binecuvântarea, a început Hristos a înviat și am văzut Penticostarul. Penticostarul este cartea cu slujba învierii de la înviere până la înălțare. Am văzut Penticostarul deschis, până și literele din capul rândului erau roșii. Am închis ochii și cum dădea binecuvântarea, cum porneam. N-am știut că o știu, dar am făcut slujba învierii fără greșeală. A fost cea mai frumoasă slujbă de înviere, că tăteau caralei sus și ascultau și ei când cânta Hristos a înviat în cer și așa mai departe. Asta a fost o chestie nemaipomenită frumoasă. Nu? Așa. Dacă vă spuse că dacă n-avea o preocupare spirituală, nebuneai, cum s-a întâmplat cu doctorul la Călău Lugoș. Făcusem din turtoi și din pâine niște piese de șah mici și pe o batistă jucam șah cu părintele Gornic, dragul. Ușile așa devine unse că simți că mă împinge ceva, când colo, nu mișcat. Piese de jos în batista, călcată de regulament. Pregătiți-vă de izolare. Izolarea era, mai spusă cineva, nu știu dintre ei, ce era izolarea. Era o sală lungă de vreo 8 metri, înaltă de 4, geamul de sus spart și undeva unde fusese soba, urlul. Se făcea un curent înfiorător. M-a arestat, m-a băgat la izolare în ziua de Sfântul Nicolae. Fric! Pe mine aici și pe părintele Gornic în cealaltă. Vorbeam cu el prin morse. Să zic, dar de unde? Cu ce? Cum vă dai? Păi, domnule, de ținutul săracul, câte nu inventează. Aveam nasturi de la o pijama, de tare, știi, cu care băteam în perete. Și de la o șosetă, o bucată de elastic. Când să-l dai mâinile sus, fugea nasturile pe mânecă în jos și nu l-a găsit niciodată. Cum te simți, părinte? Îi dau eu telefon. Îi spun eu. Mă zice, sunt terminat. Avea de ce ganglionar. Dar noaptea în celulă se dădea jos și se ruga toată noaptea. Făcuse bătături la palme și la genunchi, la ce-a făcut. Toată noaptea se ruga. De ce ganglionar? Când zici, de ce? Zici, microb, ce să mai dicolo? Nu mai putea să mai mănânce decât amânta aia de pâine în ceai. Cum te simți, părinte? Ce sunt? A doua, a treia zi am auzit când a căzut. Am început să bată ușa, să stric, ce mă? Am început să mă înjure, căzu omul, l-au luat. Eram sigur că am murit. Cea mai ușoară moarte e să mori înghețat. Că am stat de vorbă cu oamenii și mă, ca să mă salvez, puneam mâine la spate și mă răzvând de zi. Și când simțeam că somnul, oboseala, să te plimb toți de și-o noapte. Când să cad, mă ridicam instinctul de controlare și făcusem pe zid de la pantoful ăla ce aveam un cauciu și dezenam să mă cruce. Și îngenuncheam și mă rugam. Păi dacă am fost cântăresc de biserică, câte rugăciuni când stau și tăiam pe din afară. Și mă rugam. La un moment dat mă cuprindea o căldură, nu știu de unde, și mă dormeam. Cât dormeam, nu știu. Dar mă trezeam în viora. Era fric și canaliu avea alea pantuzlari cu șubă groasă, nu știu ce. Deschidea ușa că la două zile trebuia să scoate tineta afară. Dacă nu mâncai, ce să scoți afară? Mă deschidoram la asta și îl sfidam domnului când mă duceam cu el. În nebun, cum încă n-a murit ăsta? Asta așteptau să murim. Dumnezeu ne-a ferit și n-a murit. După Aiut, ați fost transferat la Balta Brăilei. Toți cei cu condamnări mari. Aici sunt câteva întâmplări care... Da, foarte frumoase, foarte frumoase. Ați vorbit de părintele Gornic, povestiți acum... Nu, lasă-l că trebuie la pe ăla care a cu Odessa, cu generalul statului.
prășam. Aceea nu mai era, era mâncarea suficientă. Când ne întorceam, s-a aruncat tot oiul prin șanțuri și de toate găinile, toate curcile, grișile, locuitorul din satul Agau, așa se chemau, năvăream și mâncau. Când ne duceam la lucru, găsam și noi prin șanț, țigări, bani, bomboane, ne vedea lumea. Era o chestie de asta tacită între noi și, și locuitorii satului. De-a dată, eu care știam să prășesc, din două sate făceam cuibru și treceam mai departe. Pământul era ca untul, să scoseseră banda, să duseseră și comunicii n-au fost proști când a fost vorba de agricultură. Și au, m-au măgat foștii de tractoare cu șenile, le-a făcut pompe și stropeau, domnule, 50 de metri dintr-o parte, 30 de din alta. Păi ca să stropești în condițiile, creștea porumbul, de n-ajungeai cu sapa la vârf, am numărat un știulete de 2000 de boabe, de la genunchi era, 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 dar trebuia săpat și am început, am început să săpat în mai și în noiembrie încă săpam, încă prășam. Lângă mine un bătrânel, generalul state, nu știa, nu pusese mâna pe sapă în viața lui, dar trebuia să-l ajut. În dreapta mea, doctorul Iubu, o, o figură, of, că l-au mâncat și pe ăsta. Și în sfârșit, trebuie ajutat. Pentru mine era simplu. Mergeam cu rândul lui și cu al lui doctorul Iubu, care slab, dar târzi, în sfârșit. Ăsta, doctorul Iubu era unul din, din prietenii lui Blaga. De Blaga nu l-au arestat, că era prea mare. L-au băgat într-o, într-o chichiță acolo și în sfârșit, mai bine. Dar doctorul Iubu avea vie intelectuală, se întâlneau 7-8 oameni și discutau. I-a arestat pe toți, doctorul Iubu i-a dat 25 de ani. O să reviu la doctorul Iubu să mă ocup de state. Și ce se întâmpla? Rușii băteau și apărau Odessa cu dârzenie. Nemții s-au pus să cucerească Odessa cu tot armamentul lor. Nu cădea Odessa. Și atunci state, că era, era colonel în armata română, s-a dus la comandamentul german și zice, dați-mi și oficierul tem, armament sau în sfârșit un ostaș, și într-o lună de zile le oferea Odessa. Era comandantul vânătorilor de munte. După o lună de zile, parcă era cedat Odessa. Cum? Și acum să vă spun și întâmplarea, că am, că am văzut cu ochii mei. La cinematografă, după film, se bagă o, o chestie întâmplă din ea. Și odată a băgat de la Odessa, cum s-a cucerit Odessa. Și au o scară de, de pompieri înaltă, locotenentul Mircea și nu mai cum, a dat cu săcurea jos steaua și a înfipt șagul românesc. Toată sala la cinematograf s-a ridicat în picioare și eram elev și aplaudau. E, Tudor, state, zice, în brațele mele a căzut Mircea, pentru că când se cobora pe scara aia, l-au împușcat partizan. Așa, ăsta era generalul state. I-a dat pe nemți crucea de fier, ai noștri din tutea militară și toate ai noștri 25 de ani. Cu doctorul Iubu. Și gândeam la via lui doctorul Iubu câțiva intelectuali și i-a prins. Te puneai cu secretar. I-a condamnat. Lui doctorul Iubu, cel mai celebru oculist din țară, i-a dat 20 de ani. Să fă alături de mine. S-a îndrăjit, a început să se mâne și mucea. Eu știam ceva, ceva din poezia lui Blaga. Dar, păi doctorul Iubu, când povestea de poezia lui Blaga, era o cântare. Și comandantul de tașa coloniei era oarecare din Craiova, un major, un major. Fusese, el fusese strungan și o meșterie ceva în atelierul lor acolo, că îi sărise noi cu un span, un span, o cățică mică, mică de, de, de fier și s-a dus, na, era major. Și, dom'le, nimeni n-a avut curajul să umble acolo, te lăsăm vorbim, nu, nu ne băgăm. Dar, zice, un singur om poate să te salveze, e doctorul Iubu de la Cluj. La Cluj, dom'le, ăsta e arestat. În sfârșit, doctorul Iubu era în, la el în colonie. Vedem un elicopter, se dă jos, eu nu vreau să mai țin minte numele, și zice, medicii un pas în față, au ieșit vreo 80 medici. Oculiști, un pas în față, au ieșit vreo 7-8. Între dumneavoastră, zice, doctorul Iubu, Iubu lângă mine. Era frică, trecuse prin anchetă, bătut și era teamă să nu înceapă.
Domnul doctor, dacă te cheamă, tu te gândești, să-ți dau mâna. Tu ești, mă, doctorul eu. Da, l-au luat, au plecat. Peste vreo 10 zile, o săptămână, ne trezim în baracă cu doctorul Iubu. Halat, petroscop, le prinde de bombon, de... Era și drept comun și ăia primeau pachete. Noi nu primeau pachete, era doctorul Iubu cu pachete. Și țigări. Și de atunci nu se mai ducea să curge, că a dat o cameră. Și l-a văzut, cum ai făcut, domnule, cum l-ai scăpat ăsta? Mă, copii, avea o vorbă blajină. A fost simplu, zice, încă îmi tremura mâine de la sapă, dar m-au pus pe mâncare, pe nu știu ce, s-au odihnit. Și ce, cu o pensetă fină, i-am tras de lângă iris. Așa, am scăpat. Unul, de ce nu l-ai scos și pe lângă doctorul? Și au început să-l rejure. E, ăsta era doctorul Iubu. De atunci, așa. Munceam. Era la muncă, nu era drum. Trebuia să-ți faci norma. Dacă nu-ți făceai norma, te băga într-o gheretă, vedeam 7-8, stai toată noaptea în picioare și a doua zi trebuia să ieși la muncă. Era foarte greu. Și una din zile ne spălam, era curtea mare, ne spălam. Noi eram acolo în brigada aia, vreo 300-400 de oameni. Și odată se deschide, intrau pe poartă deținuții de care fusese la construcții. L-am văruit la ceșintea unul cu bască pe cap, din ziar făcută, știi, ca să lucrătească. Un cel s-a plecat din Craiova, mă, Tudore, ce uite ăla, s-a mână pe pagornic. Păi nu știi, mă, că am uitat cu 2 ani la aiut. Nu striga, mă, pe barca și mă duc. Părintele Gornic, am înghețat, părinte, n-ai murit. Mi-a arătat în sus. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, de ce Candeleonar, microb? Unde s-a dus microbul din gâtul părintele Gornic? Puterea credinței. Așa. Partea cea mai frumoasă, ne eliberăm. Nevasta mea are 2 surori la Arad, așa, și care mi-au crescut fata mică, și mă duc la biserică, ce să fac, domnul Dumnezeu s-a dus din piață. Trec la stradă să cânta toxologia lui Ghelase, o frumusețe. Am început să cânt. Se deschide ușa la altar și preotul niște dovădăjdii argintini, un frăt, un roșu, îmi face semn. Am înghețat părintele Gornic. Era prim consilier la episcopia Aradului. Prima întrebare, copii, eu n-am mai spus, Tudor Gheorghe, fetele, realizat și am băgat de seamă că majoritatea copiilor, foștilor deținuți politici s-au realizat. Tot mâna la Dumnezeu a luptat în toată. Să ne povestiți acum, cum ați aflat prima dată că o să fiți eliberați, ca închidere așa a conferinței? Foarte frumos. Și Ebru, după cum ați aflat și cum v-a eliberat? Da. August, se prășea. Prin căldură. Oamenii munceau, erau unii care pregăteau sapele, în sfârșit. Aveam și câțiva turnători dintre noi, le-ai cunoșteam și le dam atenție. Și mi-a crezut că într-o zi rând o să mă duc să car apă, 2 găleți de apă, eu și cu un medic. Că n-am apă și deam apă la oameni, să-i adăm apă. În capul tarlalii, un bacarajiu care avea un butoi de 3-4 de kilograme, umpleam gărițele și dam apă la mamă și așa mai departe. Asta făceam toată ziua. Moșul avea o rubele de la care, pe care era calul, să rupseseră și era legată cu o sârmă. Și acolo, între alea, o bucățică de hârtie de ziar. Doctorul zice, Tudore, imediat l-am băgat în buzunar și am intrat în porumb. Am mers 100 de metri de hârtia, de cred. Începând cu data de, toți deținuții politici vor fi eliberați. La scadă dogărul, copiii mei, și-a reșinat acasă. L-am trezit cu apă și ne-am dus. Nu vă imaginați că hârtia a trecut din mână în mână și cunoșteam canalii care ăștia turnătorii și noi am dat-o. Domnul, dar parcă e injectat cu oxigen. Termina ora noastră de muncă în jur de 4-5, la ora 3 toată lumea era cu să o odihnea. Ne-am întors cu șepcile aruncându-le pe sus și ne-am intrat în colonie. Vine ăsta comandant. Domnilor, aveți o bucurie. Să știți că începând de mâine, toți fruntașii în muncă vor primi cărți poștale. Era și eu fruntași în muncă. La care doctorul Ipai Aurel, parcă știu unii ce român și cu mâna, știu? Domnule comandant,
ia lăsați cărțile poștale, spuneți-ne cum e cu decretul, că ce decret, eu nu știu nimic, ce de... Ia vină cu acea lui Boia. Să duce ăsta de... Și ce? Ce ai? Ai văzut ceva? Păi n-am vis, la noapte de Maica Domnului și mi-a spus așa, începând cu data de... Și spunea comandantului, ce îi spusează Maica Domnului, arestează pe Maica Domnului. În cartieră, peste două zile, a zice, domnilor, visul lui Boia s-a împlinit, despleca și așa mai departe. Ei, eram 3-4.000 de oameni acolo în colonie și au început să ne locuiască. Dar se înseamnă ghinion. În luna iulie a apărut decretul și a luat așa, Muntenia, Moldova, Ardealul, Oltenia. Eu eram și cu litera T și Oltean. Și la o lună de zile după ce a apărut decretul ne-a eliberat. E, în sfârșit. Urcam pe fac câte 300, mai mult nu era. Și în sfârșit, de atunci. Domnul, ce însemnează să vezi după nesălbăticisem, nu mai eram în... Acum mereu aceleași haine, aceleași înfățișări ale lucrurilor, când am ajuns în gara Craiovii, lumini, lumini frumoase, femei îmbrăcate cu rochițe colorate, bărbați eleganți, copii frumoși, ne uitam ca sălbatici. În sfârșit, vine trenul de București și eu fi arestat iar la pantonul pe mine, m-am trezut că buzunarele pline de bomboane, de țigări, de bani. Ne băga lumea prin noi, că știau că venim din Volta, din Delta. Am revenit într-un compartiment pe creasta a doua, în fața mea o femeie cu un copil în brațe, cu un copil mic, cu lăsasemă fetița de câteva luni acasă. Și încerca să-l schimbe, copilul plângea, o avea o fetiță, și zidați-mi până când să-i pregătească, să-l schimbe pe față. Mi-a dat fetița în brațe. E cum am simțit eu când am luat copilul la brațe, când lăsasem acasă un copil de câteva. Femeia a simțit, zice, veniți din Vârf, din Delta, da. Mă duc și eu acasă, tata, judecător, a venit și el ieri. În gara de nord am dus alea bagajul și am avut trențelele la aia și m-am dus, am încumnat în București. Că stăteam cu una militar, frumos, în sfârșit, în casă, ca la țară. Cumnatul mea, crezut că sunt plin de pătui, că nu eram curat, doamne, nu am văzut pătui pe închisoare. Și, așa, pe fereastră, o fotografie a lui fata mea mare. E, lasă că mâine ajung acasă. În sfârșit am plecat și am plecat acasă. Visam, în timpul când eram în închisoare, că pe drum, când ajungeam la pod, ori să dărâma pod, ori s-a întâmplat ceva și nu reușeam să ajung acasă. Iar mă trezesc. Și m-am mușcat de pete. Nu m-am trezit. Am trecut podul, m-am dus acasă, am intrat în grădină, am dezarcat paltorul, l-am pus pe asta, m-am dus la fântână, m-am spălat. Câinele m-a cunoscut, Dumnezeu, după 6 ani. Scâncea, că era un plâns așa. Ei, mă, Flor, în sfârșit, așteptam să sune fabrica de 5, că știam că atunci intre în tură. De sârmă, o pereche de pantalon și o cămașă bărbătească. A, eu zic să fiu cel mai tare. Nu se poate. Dumnezeu știe ce. Deschid dușa, o casă cu 3 camere. Un antreu și o cameră în dreapta și una în stânga. Din dreapta iasă nevastă mea, albă, cu fata. Și din stânga un gălidon negru, subțire. Nu știu, dar nu l-am cunoscut. Era tot în Gheorghe. Zic, mă, vreau să mai am nimeni de mine. Măcar să nu știe nimeni că am venit. Să ne unim sufletește. Mi-a luat glasul, n-am mai putut să mai vorbesc. În timpul ăsta, nevasta mea iese afară, ia o garniță din cui și se duce la frântenă să-l ia. Ducându-se o vecină cu care eu am crescut, zice, te văd cam veselă, am plâns destul. Aia care mai proastă nu era, a dat cu garnița de pământ și a intrat în curte. Fratele meu, atât a trebuit și au început să vină. Unii veneau și așa plecau, uite așa. Ai adorat, nu știu ce, dintre ei, un cetățean, un șofer, tasul ochi, a văzut scăpase și el de pușcărie și venea cu o paponiță în care era o pâine, o pâine în țăs, așa, un șodolan de carne, așa, de oaie și o damijană de vin. Mă, Neilie, mă, dacă nu mă împăt în seara asta cu dumneata, eu nu mă... Mă, mâine, știi că eu nu am voie să beau, că în sfârșit... S-a dus în grădină, a făcut foc, a făcut carnea, și-am stat zgumărit până aproape de ziua. Și așa s-a terminat cu
partea cea mai frumoasă e alta, că am venit acasă, însă am intrat în viață. 1989, nu? Așa suntem. Revoluția, București, Timișoara, se pierdea lumea. M-am dus și eu în piața la... Toți strigau, tu, doi, de ori, de tu, ce și-o fiu, mă? Îl chemam să vorbesc. El i-a potolicat pe cine se întâmpla. În sfârșit, vei lăsa pe asta și viu acasă. Viu acasă, a doua zi dimineața, la poartă, 30-40 de oameni din sat. Ce vreți, mă, fraților? Deci, mergi cu noi la primărie. Nu, mă, știți că eu sunt din Ierăie, că atât mai unul cu două pori în mână, trebuie să întâmplă prima dacă te... Bă, că se potolește de nimic, când se spune la casa de bani deschisă, cotizațiile pe CR-ul, cum era tot acolo, niciun primar, niciun notar, toți fugiseră. Un locotenent de poliție zice, domnule, sunt locotenentul cu tare și am venit la dispoziția dumneavoastră, sunteți noul primar. M-a numit primar. Pe bine. Și s-a făcut de securitate noaptea, pe la papici am organizat, domnule, să fie în regulă. Și trecu o săptămână de zile, mergea treaba, mă cheamă prefect, un prieten al lui Tudor. Domnule, Tudor, zice, vă felicităm că și o să facem treabă bună. Domnule prefect, lăsați-mă să schimb consiliul, că dacă nu schimb, nu merge. Îl schimb eu și să mă întrebați pe trună de zile ce am făcut. Da, 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 dar ce, nu putem să-l dăm afară pe cutaie, pe cutaie. Păi, domnule, sunt toți comuniști. Păi sunt, dar n-ai fost întâmplător, eu n-am fost. Și dacă nu primiți demisia mea, mâine vă dau. Nu, domnule, nu se poate. Și s-a putut. Am depus demisia și am plecat acasă. S-a făcut alegerile de acolo și l-am luat pe unul. Era unul care avea o cameră de luat vedere și el era măcelar la abator. Bă, Costică, rămână-te-o aceea, că eu sunt bătrân și nu știu ce. A rămas Costică și astăzi tot el este. 20 de ani primar. Dar e gospodar. Tot satul, toată comuna Podare e asfaltată, acum bagă apa sau nu știu ce și când are câte o... Am rămas prieten, bun, că ești tu cu Iliescu, nu mă interesează, gospodar să fii. Și mă duc odată la el, mă întâlnesc cu el. Mă, vrei să intri în istoria satului? Cum să nu? Hai să facem un monument al eroilor. Cât o costa? Păi zic, bă, la 100 de milioane. 400 de milioane a costat, dar e o frumusețe. Dar fiind de bronz, are multe de țigan așa, ce bă, pus să vezi pe țiganul ăla acolo, lumea cum este făcută, așa. E, sau de exemplu, eu am scris Mlaștina de Nădrenie, o carte bună, destul de frumoasă. Și mă cheamă, zice, mai scrii? Te pot ajuta să-l lași o pierdă, să mă ajute. La care colegi zice, bă, banii n-au minus, ia bani și scrie carte. N-am putut să... Asta a fost o chestie. Și de atunci am rămas prieten. Când are câte o chestie mai deosebite, mai treabă, aici cam cum crezi că... Și asta este... Am rămas prieten, că nu mă interesează că e cu Iliescu și așa mai departe. Treaba să faci, și face treaba. Că e arhimilionar, că eu am un nepot care e preot. Și nevasta lui este avocată și îmi spune, tata, dosarul lui Gheorghița are mai mult de un metru, dar el de la portat și până la ministrul avea omului. Își vede de treabă, toate autobuzele pe Podar Craiova sunt gratuite, deci ai de sufletit și toți elevii, că sunt copii care se duc cu autobuzul, sunt ale lui, nu ia nimeni bani. E pe la, sau la toți pensionarii, el nu ia bani. Deci este și cu sărcate. Asta e. Și asta, păi mâine, dacă sunt alegeri, tot pe la alegeri. Categoric. Mulțumim domnului Ilie Tudor că ne-a trebuit. Așa și vă anunțăm că afară o să vă aștepte cineva acolo la cărți. O vă mai prezentăm câteva cărți. Cartea domnului Ilie Tudor de sub Tăvăluc, unde una din cărțile domnului Tudor, unde găsiți mare parte din întâmplările care le-a povestit și astăzi. Este un film Demascarea despre reeducarea de la Pitești.
și cartea care nu poate să lipsească la nicio conferință despre Sfinții Închisorilor, Sfântul Închisorilor Valeriu Gafencu, pe toate le găsiți la niște prețuri foarte accesibile ca să duceți mai departe mesajul serii de astăzi. O altă carte este cartea de una din cărțile de poezie a domnului Oniga, sucevean, care a trecut prin Aiud. Este vorba de o carte de rondeluri scrise, concepute în închisoare, reținute și scrise în libertate pe hârtie. Mai găsiți două broșuri, una intitulată Neomartirii Ion Moța și Vasile Marin, în conștiința contemporanilor lor, mărturii pentru sinaxar. Această carte cuprinde mărturii ale intelectualilor interbelici despre jertfa Moța Marin. O altă carte din ce evocă acea perioadă, nu evocă ea, chiar este scris în acea perioadă, este cartea lui Victor Puiu Gârcineanu din Lumea Legionară. Le veți găsi la ieșire. Pentru că alături de noi au fost și alții supraviețuitori al temniților, l-aș ruga pe domnul Totoescu să, deși e foarte greu să spui într-un timp scurt lucruri multe, sunt convins că domnia se poate. Din câte știu, l-ați cunoscut pe Valeriu Gafencu. Ceva mai ușor decât în penitențiatul obișnuită. Pentru că nu l-am cunoscut direct pe el. Însă l-am cunoscut prin Naibin, cu care am stat aproape 3 ani în ziua lui Vată împreună. Și la urmă ne-am dus în lanțul de la Baia spre Naibin, unde am stat 6 luni de zile în Zarta. În lanțul am stat acolo, nu numai eu, mă găsesc era un loc întreg care mi-a dus acolo. Încât nu l-am cunoscut pe dânsul direct. Am cunoscut din cei care au fost din grupul ăsta, la punctul de pentru domnul Trifan, care a depus o deosebită în formare acestui grup de, așa zis, miște. Știți că și în închisoare au apărut o serie de diferențieri. Prin o poziție de aceasta din voluntară, care să vorbim că este greșită, alta vorbesc că au acceptat situația care e, și alta a fost grupul acesta zis mistic, adică de oameni care s-au axat pe natura morală și spirituală a suferințe noastre care a fost. Mulțumesc lui Dumnezeu, vă spun și de altfel că am stat un timp cu domnul Crefan în aceeași celulă. De la dânsul în fața prorocimea inimii. Da. M-a ascultat, dar o practicam de acolo. Și mi-a ajutat Dumnezeu ca să transformăm celulele în chipii. Aveam un program și ca nu știam texte, evanghelie, întrezi prin afară, acatiste, paracrisele, toate pe care le-am mult curent, din epistole pe care le știam. Nu numai eu vorbesc,
foarte mulți dintre noi pe care le știam. Și aceștia, când un program de rugăciune pe care îl practicam în timpul ca să îi cunosc, așa au zis, Dumnezeu nostru, pe care, sigur, nu știam de neapărat, dar nu de rugăciune pe care știam, pe care îl practicam. Toate lucrurile au fost acele care mi-au fortificat. Nu noi ne-am dus crucea, să știți Hristos că am dus crucea. Dar am dat și cu semne de slavă. Ne-am dus cu Dumnezeu mai de arătat așa, așa, și că eu am dat fac așa, de ce? El ne-a ținut, El ne-a consolidat, El ne-a pregătit, dar la ce suferință, să știți, că dacă nu aveam credința Dumnezeu, sunt convingere idealul nostru pe care l-am avut. În dreptul șoară, e că mișcare regională. Unde ne-a făcut educația, când ne puneam. Din cauza condițiilor care au fost, au fost condiții inumane, că am aproape 9 ani în Aiud, am fost 3 ani la mine la Baia Sfrie, după ce încă 2 ani de zi, am făcut treaba. Care m-au însuțit, sigur că da. Ca o concluzie la suferința prin care ați trecut, considerați că ea v-a ajutat să ajungeți într-o etapă superioară a vieții dumneavoastră spirituală? Absolut. La suferința, fără cruce, nu există mântuire. Nimic din ceea ce este pozitiv în viața omului, fără suferință, nu se poate realiza. Eu nu mulțumesc pe Dumnezeu că mi-a dat acești 14 ani de soare să-mi duc crucea. Nu știu în ce măsură contribuie și am să o contribuit la crucea neamului pe care l-am dus-o, pe care l-am mântuit asta. Am avut de toate împărățirile de cruce, din care am mântuit păsa de tot. În organizația de politică pe care l-am avut. Am avut activitate și a fost o întâmplare, ca să fie Dumnezeu a vrut ca eu să supraviețuiesc. Totuși, a fost și cu mărturisitor, cum mă sunt, pe cu mulți mărturisitori, adică puțin câți oameni mai rămas din generația mea. Am fost demobilizat înainte de terminarea războiului. Pe 14 decembrie 1944. Am făcut armată la vânătorii de munte. Și acum am îndreptat unitatea și divizia înspre frontul de vest. Când am ajuns în apropiere de Cluj, comandantul unității a fost arestat. Și pe noi ne-am îndreptat spre garnizoanele de origine. Și am început imobilizare, desigur, dacă o vizită de mai în vârstă, că ne-am văzut la punctul de continuă. Am ajuns la o localitate băsesc, la 41 de kilometri de pătrare a piatră mea, am fost imobilizat și eu. Venind în Sighișoara, când acolo aveam familia, în mintea comunitatea în legătură cu organizația de acolo la Dumbrăveni, erau refugiați studenți și erau la, așa zis, un fel de lagă, dar trebuie să bucurau de toate ajutoarele și lucrurile astea și doamna a spasă, că se trecesc tot pe acolo, a fost când vină pe la de Brădeni. Și odată mă ajutam pe geam și îmi tot am fost fratele cruce. Imediat am venit pe legătoare și mi s-am preluat, aș putea spune, continuu toată activitatea. M-a ajuns la Dumnezeu și Am mers în toate, El mi-a dat cruce, El mi-a luminat, El mi-a întărit. Și aș vrea să spun un lucru, printre altele, vreau să spun următorul lucru. Nu pentru a veni în faptul lor. Îi pare rău. Citiți prefața de la al lui, așa cum spuneam, de Curu Vârțineanu. E mică, scurtă, în care este prinsă foarte prin poveste acolo. Vreți să știți? Dar mulțumim mult pentru domnul Zăzăză. Nu, adică, legat de ce este acolo, nu fiindcă am îmbrățișat aceste dialoguri, am îmbrățișat în copilărie, eram cu țără pe care și am dat în mișcare, și 7 și 5 de ani, când am activat, pentru că spuneam, nu există o altă soluție pentru că neamul românesc și nu numai, și pentru că vorbim de jur, care să nu facă, dacă nu vor avea la bază doctrina mișcării de jurnare,
cum să rezolvă lucrurile. Noi trecem printr-o criză morală și spirituală. Văd lucruri de curând și la noi și din lume, lucrurile acestea care sunt viciatele, care spun vorba românului, carul mintea boilor. Și spuneam că exact greșit, că întâmplă prin detalii materiale să rezolvăm problemele sociale. Nu, nu pot rezolva lucrurile asta. Și am spus, spuneți-ne în masa capitanului. Omul trebuie să fie bun, trebuie să fie în primul rând plăcut lui Dumnezeu, bine pentru neamul tău și să-l și nu îi greșe niciodată. Domnul a fost la Carmen Silva. Seara, capitanul se dat în totul cu băieții. Și pe faleză era ca un fel de amfiteatru, și de aceea pentru ei. Și le-a întrebat cum între ei, camarazi, sunt camarade. Dar cum nu este bun pentru tine, îl faci, îl fac. Nu e bine, poate fi bine pentru tine, dar nu cu semenul tău. Că dacă este bine pentru așa să vă o faci, îl fac, nu e bine pentru tine. E bine pentru voi doi, dar nu e bine pentru organizația din care faci parte. După aceea zici, dacă este bine și pentru organizația din care faci parte, îl fac, îl fac. Nu e bine. Poate fi bine pentru aceste trei, dar să nu fie bine pentru neamul tău. Și după aceea, când a vorbit și de neamă, l-am întrebat dacă face fapt, nu e greșit. Deci, în primul rând, trebuie să fie plăcutul Dumnezeu, bine pentru neamul tău și nu e greșit niciodată. Aceasta se multe, cred că e valoare și pentru meu personal, ca individ, să nu se îndorăm de unul vă rog, ca să nu sacrificăm veșnicia pentru oprită. Și satana ne-a dus în situația aceasta, încât să credem că viața e un scop. Viața nu este un scop, viața este un mijloc pe care l-a dat Dumnezeu să ne recustigăm credința pe care avem cu om. Deci, în raport, deci semnul și finalitatea. Asta este o rezolvat, că putea să nu am pus problema aceasta, întrebarea aceasta. Țelul final al neamului este viața? Dacă este viața, nu interesează lucrul ăsta pe care le folosim. Legea fiarilor din pădure, a fiarilor din mare, cel mare din mică, pe care îl vedem din păcate ca să se practică. Și de aici plecând, vorbesc, avem și soluțiile noastre mult rituale și în raport de această finalitate trebuie să ne controlăm viața, trebuie să ne cenzurăm, vorbesc, să luptăm cu gândurile noastre, războiul nevăzut care trebuie să ne sosească la fiecare față, cenzurul Dumnezeu, în din gând și război cel mai greu e cu noi. Ne voi poate ne bate, mai bat sau te bat. Dar să zbirește răul din tine, ispitele care vin, care te asaltează continuu, continuu că te asaltează, aici este bătălia mare și fără ajutor Dumnezeu Dumnezeu poate dispersă, zic, nu puteți face nici. Nu trebuie să se încăți mai scumpe de barul. Mântuitorul ne-a lăsat învățătura sa, o transcrisă de apostoli și de evangheliști. Și asta vă spun de câteva versete care sunt legi. Nu, nu am să afle frumos, poetic sau cu ăsta. Eu sunt lucrarea adevărului și viața, nimeni nu poate rămâna pentru mine. Eu sunt lumina lumii. Cine nu mă urmează, lumea umplu de mântuneric. Mântuneric. Așa că te vorbesc cu zilele noastre, cu numele am altă și a pus o cartea. Ne-a dus mult rău. Mai departe, despărțiți de mine nu puteți face nimic. În afară de mine nu puteți aduce roade. Adică o condiție a creației vorbesc de Hristos să fie în intenție și în ceea ce vreți să face. Cine m-a dorit cu mine, exigește. Sunt 5 versete. Dar sunt legi, să știți. În măsura în care omenirea, înainte de menirea Mântuitorului, că e revelația naturală, pentru că omenirea pe sărul s-a apropiat de principiile care au venit ulterior, au fost perioade benefici pentru societatea respectivă de a fost practicate. În măsura în care s-au îndepărtat, am văzut Raiul Bolșevic, democrația apuseană, nu sunt de unde ne-a părățit, sunt într-o demofilie. Și sunt aceasta sunt. Și aceasta demofilie trebuie să fie penalizată de principiile creștine. În felul acesta, dacă ne vom întoarce, nu vom așa, dacă să venim să ne întoarce la el. Dacă ne vom întoarce înspre Hristos, dacă vom avea tăria să nu acceptăm
să se caută să facă un grup, să se sensibilizeze și societatea și centrul, așa, politicitatea în care trăim. Anume să nu se voteze nicio lege anticreștină, să se, nu se voteze legi care sunt împotriva moralei vieții creștine, decât de altfel a disciplină și așa în față. Vă mulțumim mult de tot! La rugămintea domnului Totoescu voi citi aceste trei aliniate ale acestei prefețe. Este vorba despre ce mărturisesc legionarii despre ei înșiși. Se cheamă ce este mișcare legionară. Cred că este foarte important acest pasaj pentru că a restabili astăzi adevărul istoric este o misiune de la, fără de care nu cred că, dacă nu punem această temelie, nu putem merge mai departe. Mișcarea legionară nu este o mișcare politică, ci o revoluție spirituală. O mișcare care a transformat viața românească nu în manifestările ei, ci în esența ei. Firește că există o manifestare politică a mișcării legionare și o mișcare culturală, și una socială și alta morală. Dar fiecare din acestea și toate la un loc nu sunt decât oglindiri pe planuri variate a unei puteri mai înalte ca toate aceste manifestări, depășindu-le pe toate și mai ales fecândându-le pe toate, puterea spirituală. Legionarismul aici își are valoarea lui unică în aceea că ai putut să pună în mișcare realitatea centrală a vieții, spiritul. Mișcarea legionară este înainte de toate o revoluție spirituală, una din acele prefaceri lăuntrice și totale ale sufletului omenesc, care nu se petrec în istorie decât la răscrucile vremii, la deschiderile de epocă. Nu un partid politic se ridică prin mișcarea legionară, ci o lume nouă se naște în întregime și organic, lumea legionară. Această prefață, această carte este scrisă în 1937, cred, de Puiu Gârcineanu. Vă mulțumim tuturor pentru prezența dumneavoastră aici. Acest eveniment cu lansarea de carte și cu filmul va fi exportat pentru mai multe orașe în zilele următoare, la Iași, la Vatra Dornii, la Rădăuți și la Botoșani. Vă rugăm să faceți împreună cu noi o rugăciune. Cine vrea să sprijine activitățile noastre, la ieșire este o cutie